Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi am așa o bună dispoziție, tocmai ce am venit de la sală. O zi destul de productivă, m-am trezit de la ora 8, m-am dus frumos la sală, mi-am făcut treburile, m-am dus la firmă, m-am întors, m-am... toate nebunile, deci astăzi am început bine, chiar ce zi este? Marți. Marți 22 iunie, o zi perfectă, o zi cu un boost de la de energie mișto pe care vi-l dau și vouă tuturor celor ce privesc acest videoclip, să aveți o zi magnifică, o zi plină de împliniri, de realizări, de tot ceea ce vă doriți voi. Probabil și datorită faptului că în câteva ore, filmez asta repede, le editez, bam, bam, am plecat la țară, pentru că avem niște probleme acolo, trebuie să mergem să vedem ce se întâmplă, dar nu dăm sneaky peek-uri, când ajungem acolo o să facem niște vloguri separate, să vedem ce se întâmplă, iar astăzi m-ați spamat efectiv cu, băi, Poru, ai văzut ce a postat Andy Popescu, ce părere ai despre acel videoclip, că se întâmplă, nu știu, în toate colțurile planetei, dar în special ăsta este din România, ce părere ai cu ăștia care se șicanează în trafic, care se bat, care se nenorociri. O să vă arăt acum videoclipul să vedeți și voi despre ce este vorba. Am făcut un pic research pentru că la noi când apare ceva pe internet, pe Facebook, Instagram, YouTube, boom, toată presa îl ia și e haos. Am să vă arăt videoclipul. Sta să înceapă. Că acum e pe la jumate, nu pot să dau în spate, nu știu din ce cauză. Dar vă arăt imediat, uite. Hai ca să înceapă. Bă, stai mă focus, idiot. Așa, bun. O să înțelegeți care... Gata, mă, s-a focusat. O șicanare în trafic. O să vedeți o blondă care dă bine cu piciorul. Mă, dar filmează, mă, ceva ăsta sau... Că mi-a arătat o altă mașină acolo, mâncați și... Ia stați, mă, așa. Băi, dă-i mă aici, unde te duci? Hai, focusează ăsta, nu mai vrei să focusezi? Așa, gata, mă, uite. Acum e perfect, tati. E perfect. Fiți atenți aici. Îmi tremură mâna de la... Nu mai zicem. Da, ia uitați-o pe gagică ce dă ea cu piciorul, bă, băiatule, băi. Un B90, cred că e la seria 3, cu un Logan. Ăsta a scos o bătă, o ceva, o telescopică, nu pot să-mi dau seama. O să mai fac acum o mică analiză, pe repede înainte, ia să vedem, a ieșit unul în tricou alb, bam, dă cu acea telescopică în geam, ce-mi place că intervin oameni, deci aici oamenii sunt incredibili, frate, au intervenit pentru acest om, cum a intervenit camera asta cu luminozitatea pentru mine, așa te rog frumos, doamnă cameră, fă-mă să fiu bine, ai înțeles ce zic? Da, ce e cel mai trist, am o grămadă de chestii de argumentat. Aici este în spate la Udriștei, unde este sediul central al poliției rutiere din municipiul București. Da? Deci la capitală, domne, în spate acolo, sunt niște oameni care se ocupă, da, de pacea asta în trafic. Ei bine... De această dată n-au putut, probabil că dacă n-a fost sesizare, s-auzeau pe fundal pe acolo niște sirene, poate aveau altă treabă, în fine, excludem poliția că n-a, avea și treaba lor, nu stă de fiecare idiot ăsta în trafic. Bă, dar oamenii ăștia care trec cu mașinile pe acolo, frate, unul mă, un claxon mă care să dea, sau bă, ești filmat, du-te, dă-i drumul, vezi de treaba ta, nimic. Trecem și peste oameni, deci în România te sparge lumea pe stradă, mori, nu se bagă nimeni pentru tine. Asta e realitatea, trecem peste, fiecare știi cum e. De ce să mă dau eu jos, să mă omoare pe mine? Dă-l dracu să-l omoare pe ăla, mentalitatea românului. Nu negați că așa o mare parte gândesc, da? O vedem pe această tânără domnișoară care a făcut kung fu și s-a gândit așa printr-un jiu-jitsu de ăsta monumental să ridice piciorul să-i dea una în oglindă și în aripă. A tăiat calea frumos, ce mă, ca în filmele Matrix, ce să zic. Acest individ, pe lângă faptul că o să, din punctul meu de vedere, să aibă permisul suspendat pe o perioadă de minim 6 luni de zile, ar trebui un dosar penal. Și dosar penal aici pentru ce? Pentru armă albă, da? Aia poate să fie armă albă, nu ne dăm seama exact ce e, poate e o bâtă. Bâta de baseball este armă albă. Sau ce are el acolo, nu pot să-mi dau seama, dar are ceva în mână. Nu cred că i-a spart geamul, sau i-a spart geamul, mă, ia să vedem. Cred că i-a spart geamul, mă.
Da, mă, i-a spart geamul. I-a spart geamul. Da, i-a spart geamul. Și acum nu știu ce vrea să mai facă. În fine, deci dosar penal pentru distrugere, dosar penal pentru agresiuni, dosar penal pentru purtarea acestei arme ilegale. Deci chiar riscă pușcăria Zmardoiul ăsta. Și pentru blocarea traficului, deci l-am pachetat frumos. Poate să-l bage și la, de asta cum îi spune, la furt. Bă, am avut acolo o geantă, aveam 100.000 de euro, mi-a dat geam, mi-a spart geamul, mi-a luat geanta și a fugit, că nu e toată filmarea. Treabă bună, da? Deci cam asta se întâmplă în România și totul a plecat de la semafor. Ăsta cu Loganul stătea frumos la semafor, coloană în spate și știți că de multe ori sunt unii care vin așa ori pe linia de tramvai, că aici în zona este de tramvai, și se bagă așa în fața ta, știi? De multe ori nu este o problemă, că poate ăla are, nu știu, are o urgență ceva și trebuie să ajungă. Sunt oameni care lasă și oameni care nu lasă. Dar aia care nu te lasă, da, e, ce, intri în el, îl lovești, nu te lasă, stai până te lasă unul. Sau dai cu spatele și te întorci de unde ai plecat. Ăsta văzând că nu l-a lăsat și s-a băgat așa în fața mașinii din față ca să nu poată el să intre, a zis, ha, stai așa, futu-ți morții, mătii, că cu mine nu-ți merge. A tras frumos mașina, bam, i-a tăiat calea. Bă, v-am zis că am filme, că în România e cam filme. S-a dat frumos jos, a scos iataganul, a dat ca în ăsta, cum îi spune, ca în Star Wars, știi ce zic, apasă pe buton, bam, să face sabia aia. Ce, mă, deci omul s-a uitat la prea multe filme și văzându-l pe ăsta că stă aici panicat și, bă, unul când stă la geam, că mai sunt ăștia în trafic care, futu-ți morții, mătii, bă, muie, de unde ți-ai luat permisul? Și când te dai jos la el, e, tu la geam, bă, prietene, de ce mă înjuri? Băi, de ce mă înjuri, mă, fratele meu? Doamne, bă, ce trebuie să-mi fac curat o mașină? Ați înțeles, sunt genul ăsta de oameni care blablabla și când te duci acolo, băi, ce a ieșit soarele, ați înțeles? Nu mai fac nimica. Omul care nu deschide geamul la tine să vorbească cu tine înseamnă că acelui om ori este frică, ori vrea să aplaneze situația să nu te bage în seamă, din două una. Dar în mare parte sunt oamenii care, nu știu, vor să evite treaba asta, le oare cum teamă de scandal, că mai sunt tot felul de nebuni care scot diverse chestii să te omoare. Și evită. Și bă, dacă vezi că îi bați în geam, nu te bagă în seamă, te duci, tu te, frate, la drumul tău înainte, că nu ți-a omorât nevasta, nu a dat peste tine, nu te-a tâlhărit, n-a făcut nimica. Dă-i drumul înainte, vezi de drumul tău. Dar nu, tati, păi fă-te-o zmorți, mă, te mai lăsa pe mine cu E90-ul meu, că stai așa, că îți dau să sari. Și l-a făcut frumos, i-a spart geamul, a zis și voi. Aroganța, ai înțeles că era cu asta în mașină, stai, ești de bună, pe păi, crezi că stai să-ți arăt cine sunt? Și l-a făcut. De multe ori în România, cazurile de genul acesta se întâmplă în rândul ăstora care au cu vârsta până în 30, 32, 33 de ani cam pe acolo, că după aia mai îmbătrânez, nu prea mai au chef, bine, bă, lasă, mai lasă de la ei, știți? Dar mulți sunt ăștia puștanii care sunt agresivi așa și mai ales dacă mai ești o pizdă lângă tine, pe ești nebun la cap, îi dai fuglul ăla la mașină. Părerea mea despre videoclipul ăsta este permisul luat, dosare penale peste dosare penale și pârnaie. Cel mai frumos ca să-l corecteze și nu în ultimul rând să îl curenteze, frumos pentru ceea ce a făcut. Iar despre ceilalți din jur, bă, urât că nu prea intervine nimeni. La noi e chestia asta cu telefonul, să intervenim, să filmăm, să arătăm că uite ce a făcut, uite aia, uite aia, uite aia și cam atâta. Dar dacă e o bătaie sau ceva, bă, nu trebuie să intervii ca să spui tu viața în pericol. Dar măcar ai pus mâna în secunda 1 pe telefon, alo, poliția, veniți încoace, că e o crimă, nu știu ce, repede să vină în 2 minute să fie acolo. Nu, băi, că știți că s-a șicanat unii în trafică, dacă le ziceți așa, mai vine aia știți în cât timp, în 45 de zile lucrătoare. Așa că, dacă poți să aplanezi, aplanează, măcar claxonează, fă gălăgie, ia-ți o vuvuzea de aia în mașină, când îi vezi pe unii că se bat sau se șicanează în trafic, ești cu aia și știi? Ca să-i sperii pe aia dreptul să plece, cum sunt câinii de se împerechează și rămân coadă în coadă, să-i faci să dispară, ca să nu mai înțelegeți voi mai departe. Da, deci cam asta este
mesajul meu despre acești oameni, nu în special despre ăsta, că sunt mulți care fac treburile astea și v-am zis de multe ori când e cu o gagică în mașină, mamă, să arătăm noi. Dar ce nu știți este că, pe lângă faptul că rămâne și fără permis, aveți și amenzi, aveți și dosare penale, riscați și pușcăria pentru că ăla poate să facă plângere, căreia, nu știu, i-ați vandaliza mașina, vă poate băga și la, v-am zis, tentativă de omor, domnule, mi-a spart geamul, vrea să mă omoare, cum a fost cu activistul, da, m-am speriat, puteam să fac orice altceva, o nebunie. Deci sunt multe fapte la care îi pot încadra în momentul în care cineva face acest lucru. Și mai vreau să mai caut, dar nu prea mă pricep eu aici cu nebunia asta. Am salvat eu un videoclip. Vreau să văd cum dracu să mă uit aici la videoclipul ăsta. Dar nu prea găsesc eu, că nu mă prea pricep. Ia să vedem. Am salvat un videoclip pentru voi pe care voiam să vi-l arăt cu cea mai mare plăcere. Dar nu știu unde trebuie să intru. Imediat revin cu videoclipul ca să vi-l arăt și vouă, că pe mine mă bate TikTok-ul ăsta unde salvez astea, nu mi-arată unde le-am salvat. A, gata, mă, m-am prins. Fiți atenți aici, oameni buni. Alții. Ia uitați pe ăștia. Dă-i mă focus aici, unde dai. Ce-a făcut, mă, mai cântă? A, gata. Ia uitați aici. Aici altă nebunie. Aolo, ce-am făcut, în loc să dau sunetul mai încet? Dați așa, băi, că mă bate tehnologia, fraților, a dat și poro de internet și... Ăre-i pustezi, mă, tu! Ia, mă! Cameră, dacă nu dai focus pe telefonul ăsta, te spari, așa. Sunt unii care dau cu briceagul în roțile de la mașină, pleacă și vine Son Goku și bam! Băi, ce nu înțeleg eu la ăștia? Hai să vă zic și treaba asta cu vandalizarea mașinii, dacă nu te... Așa. Cu vandalizarea mașinilor, mașinii. Bă, am boală pe unul, mamă, vreau să-l bat, frate, vreau să îi iau fiecare păr din cap, să îl pașez undeva, să-i pun picătura chinezească pe creier. Nu pot să-i fac nimic. Mamă, duc și dau foc la mașină, să-i spar mașina. Bă, ce treabă are mașina, mă, ți-a greșit mașina aia cu ceva, să o vandalizezi, să o distrugi, dacă ăla e prost. Ce treabă are, mă, mașinuța aia săraca care te pui în ea și te duci de colo-colo? Crezi că greșește cu ceva mașina aia că faci treaba asta? Bă, ți-a greșit ăla, așteaptă-l, mă, 4000 de ani acolo până te mumifici. Vorbește cu el și fă-ți, reglează-ți conturile cu el, că poți să vorbești ca de la bărbat sau... Poate ești păsărică și ți-e frică să vorbești și te gândești, a, nu pot să-l bat sau nu pot să-i fac aia, îi distrug mașina. La fel și aici, sunt o grămadă de cazuri de genul acesta în care nu poți să-i faci ceva la unul și dacă nu poți să-i faci, păi stai, mă, că îi distrug mașina, îi dau, nu știu, eu zgâri, îi fac pană. Bă, asta e cea mai proastă mentalitate și nu am să o înțeleg niciodată. Dacă unul îți greșește ție, de ce dracu te duci să îi vandalizezi mașina? E ca și cum ți-a greșit el, te înjură, te amenință și nu-l bați pe el. Te duci și îi bați un văr primar din generația 44, din bunicii care au fost în Iugoslavia, ați înțeles? Păi dacă ăla ți-a greșit, ce treabă au restul obiectelor sau oamenilor din jurul lui? Bă, frate, că asta nu înțeleg. Ești tare în gură, pe net, pe astea sau pe unde sunteți și nu poți să-l dovedești pe ăla și nu poți să-l dovedești pe ei, fac praf mașina sau... Îl bat pe unul cu care umblă el, care e mai mic și pot să-l ard. Deci asta nu am înțeles niciodată. Mi se pare o tâmpenie din partea celor ce fac acest lucru. O înjoseală, o frică de asta. Bă, că și o femeie, ești nebun dacă e greșit unei femei. Hai că mai înțelegi că-ți mai zgrie mașina calea. Da, măcar aia te face de boala copiilor. Pă când un bărbat, mă, mamă, și mai se și filmează. Când îi vezi că se filmează, că uite ce am făcut la mașină, că 20 de ani de pușcărie, 45 de ani muncă în folosul comunității, spălat WC-uri, toaletat pomii, șters băncile din parc, vopsite băncile, zugrăvit și făcut totul. Să vedem, mai sparge? Dar noi nu mai avem, băi, legile sunt făcute să nu fie respectate și de-aia mulți se autoapără așa cum consideră că este cel mai bine de cuvință. Trebuie să spunem adevărul, pentru că de multe ori cazurile care nu sunt făcute publice sunt uitate. Îți iei bătaie, te sparge unul cu bătaia, nu e public cazul, mai te bate încă o dată. Deci cam așa merge sistemul la noi.
Nu are nimeni cum să ascundă treaba asta, că te duci... Eu am prieten, i-a vandalizat mașina, cu camere, cu tot. Nici până în ziua de astăzi n-a făcut nimic. Și cred că are un an și ceva. Nimic. Bă, știi și el la nimic? E un zero cu o bară pe el, tăiat. Ați înțeles? Asta. Așa că... Dacă poți cumva și vezi că vrea unul să-ți facă rău sau să-ți vandalizeze mașina sau casa sau ceva al tău personal, încearcă să-ți iei tu atitudinea cum consideri tu că este cel mai bine. Sper că v-am răspuns, că ați înțeles. Dacă v-a plăcut, apăsați acolo pe butonul de like. Dacă nu v-a plăcut, pe dislike. Și am fugit că sunt contra timp și trebuie să ajung la nebunea aia de acolo, că trebuie să facem niște vorbe cu ei, că știi cum e. Câinele care latră nu mușcă și vorbim după aia. Hai, vă pupă fratele vostru și distribuiți videoclipul ăsta peste tot. Abonați-vă, faceți ceea ce vreți voi, simțiți-vă ca la voi acasă, cu voie bună, cu sule, cu trâmbițe, cu toate nebuniile. Hâț Johnule, vă pupă fratele vostru și pace!